Voi citi acest psalm imediat în prezența noastră și mai ales în prezența ambasadorului statului Israel, Reuven Azar. Reuven, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai luat timp să rămâi în continuare alături de noi. Acest mesaj și, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu este pentru ambasadorul statului Israel în România, pentru tine, dragă prietene, Reuven, și pentru poporul lui Israel. Psalmul este psalmul 120 în Biblia ortodoxă și, dacă nu mă înșel, 121 în Biblia romano-catolică și în Biblia neoprotestantă, traducerea Cornilescu. Numărătoarea diferă foarte puțin și câteva cuvinte, dar Biblia este aceeași și Domnul nostru Iisus Hristos este același pentru toți. O cântare a treptelor. Este scris: îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește, Israele, nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, Israele, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Amin. Voi încheia spunând un lucru pe care eu cred că noi ca români și ca și creștini, indiferent de denominațiune, îl putem face pentru cei aflați în durere, în suferință, dincolo de ce înseamnă solidaritatea politică, sprijinul, partea umanitară, care este mai largă și privește și pe alții, este adevărat. Ceea ce putem noi să facem mai profund spiritual este într-adevăr să ne rugăm. Dar noi creștinii români știm un lucru și este scris în Biblie, în Evrei 12:2. Atunci când trecem prin încercări și mai ales prin încercări grave, putem să le trecem uitându-ne țintă la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Doar că prietenii noștri din Israel nu l-au cunoscut sau nu l-au recunoscut încă, cei mai mulți dintre ei, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și atunci cred că avem noi datoria noastră de români și de creștini și de frați să ne rugăm pentru poporul lui Israel cu ochii țintă la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ne rugăm pentru pace, pentru viață în Iisus Hristos și pentru izbăvirea poporului lui Israel. Amin.